Păruz. Așa te-am prieten, nu? Îți amintești că tot ziceai să vin să mă rog. Voi. Uite că am venit. Dragostea ta mă face să plâng. Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc, Iisuse. Eu te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Te și salut un verset de cântare, un împărat, 15, eu te iubesc, 3, 4, iubirea ta este atât de mare, plină e inima mea. Să te cunosc în a ta splendoare este dorința mea. Iubirea ta este atât de mare, plină e inima mea. Să te cunosc în a ta splendoare este dorința mea. Roatorilor, pescatoților, înălțim de munți și natin de mărți, la marginile pământului, să-i vede bunătatea lui. Domnul minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt, și totul e nou. Domnul minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt, și totul e nou. Iubirea ta este locul din care vreau să văd lumea mea și viața mea. Să-ți aducă onoare, găsește-ți plăcerea în ea. Iubirea ta este locul din care vreau să văd lumea mea și viața mea. Să-ți aducă onoare, găsește-ți plăcerea în ea. Roazorilor, pestandoților, înălțim de munți și n-arând de văr. La marginile pământului se vede bunătatea lui. Domnul minunilor,
și totul e nou, e fără ai și fac, când ai răscut fără ai, trecutul e îngropat. Și toate sunt noi, e fără ai și fac, când ai răscut fără ai, trecutul e îngropat. Și toate sunt noi. Toate sunt noi. Tu spui doar un cuvânt. Și totul e nou, istoria ai schimbat, când ai răscumpărat, trecutul e îngropat. Și toate sunt noi, istoria ai schimbat, când ai răscumpărat, trecutul e îngropat. Și toate sunt noi. Toate sunt noi. Celui ce poate rosti în dreptul fiecare dintre noi să facă lucrurile noi, a lui să fie slava și glorie așa cum și în vecii vecilor. Amin. Rog să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru oamenii aceștia deosebiți. Domnul să vă binecuvinteze, să răsplătească ostenirile voastre. Scuzați că m-am întors cu spatele la voi, dar câteodată trebuie să-i cinstim și oamenii aceștia care ne încurajează, ne energizează duminica dimineața și nu numai. Mulțumim și celor de acolo, vă văd, dar nu acum. Face semne, Domnul să vă binecuvinteze, sunteți într-o lumină de care nu pot să o pătrund, dar Domnul să pătrundă acolo la inimile voastre și să răsplătească ostenirile voastre. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei de aici și pe cei de acolo de la intrare, care v-au primit bine dimineața asta. Adevărul este că și mie îmi place când intru să ai senzația aia de casă. De casă, să simți că au un pic de miros de cafea, de parfum. Parfum. Ai, ce faine. Așa, mulțumim tuturor care ați venit în dimineața aceasta aici. Unul din lucrurile care le facem de fiecare dată când venim împreună. Ce facem? Nelipsita colectă. Adică noi nu venim cu mâna goală. Și nădăjduim că nu pleacă nimeni cu inima goală de aici. Poți pleca cu inima goală numai dacă ai venit cu ea închisă. Dar nădăjduim că Domnul o stricurat pe undeva, ori prin stânga, ori prin dreapta, ori pe dedesubt, ori pe deasupra, sau dacă nu poate făcut și o gaură și o trimis acolo ceva bun cu care să pleci în dimineața aceasta. Și dacă n-ai COVID, măcar cu mireasma cunoașterii lui Hristos te poți duce și să o duceți la casele voastre. Amin. Urmează, dacă printre cei ce sunteți online sau care n-aveți, nu mai umblați cu cash, la voi puteți dona, aveți acolo contul, primind cu bucurie și sub forma asta online și forma digitală. Dumnezeu să răsplătească ostenerile voastre, dărnicia voastră și inima voastră. Hai să punem și anunțurile, le luăm în ordinea în care vin acolo. Hai să vedem. Urmează plenuri. Avem plenuri până în 24 martie, când o să avem un eveniment cu femeile. Femeile se pregătesc. Luna martie e luna femeilor și probabil luna mai va fi luna bărbaților. Doamne Ado, am auzit. Da, și ele zic, Doamne Ado, dar mai repede. Om vedea noi ceva. Cred că ni se pregătește ceva bărbați. Amin, da, ok. Deci dacă nu ni se pregătește nimic, bărbaților, dacă nu ni se pregătește nimic, ne vom pregăti noi. Bine? Așa. Pe 26 martie avem adunarea generală. O să fie doar un plen scurt, deci numai ai case, ne vom uita la ce a fost și ne vom face niște proiecții pentru anul acesta. De mai departe, tinerii se văd în fiecare vineri. Ne bucurăm de ei, e entuziasm tot mai mare. Pune următorul slide. Alo, ești cu mine? Pune următorul. Așa. Mergem în tabără, tinerii.
Iar cei în vârstă care nu pot să meargă în tabără să-i sprijinească. Să-i sprijinească cum știu ei mai bine, cu finanțe, cu rugăciuni, cu încurajări și cu toate, și cu câte o cartof prăjit așa din când în când. Că la tineret le place cartofii prăjiți. 31 iulie, 5 august. Cei care sunteți tineri, programați-vă, păstrați-vă timpul acesta că va fi o tabără deosebită. Mai departe, ei, lansăm o treabă deosebită, nouă. Tot ne gândeam cum să putem fi ospitalieri cu cei care veniți aici, sunteți vizitatori pe la Clovadis. Lansăm acum, de 8 martie, 6 martie, timpul de după, timpul cu păstorul. Deci după ce se termină slujba, după ce femeile vor merge să-și primească cadou de la bărbați, ceva care iarăși miroase frumos, cei care sunteți vizitatori și vreți să mai petreceți un timp împreună cu mine și cu alții din conducere, va fi timpul cu păstorul. Imediat după slujbă, un cadru de ospitalitate să ne cunoaștem, să ne conectăm, dacă vreți, ne rugăm pentru voi. În principal este pentru vizitatori, cei care sunteți pentru prima dată, a doua oară, a treia oară și vreți să ne conectăm mai bine, sunteți așteptați cu drag. Știți care sunteți aici, da? Care sunteți eligibili. Oricine este eligibil, dar există o prioritate în privința asta. Bun, următorul. Duminica viitoare, acum probabil că ați văzut, unul din lucrurile care se întâmplă în spiritualitatea ortodoxă și catolică este această pregătire pentru Paște. Cele două mari sărbători, marile sărbători, Paștele și Crăciunul, sunt precedate de o perioadă de pregătire, de curățire. Și o să începem o serie, păcate și virtuți respectabile, și în fiecare duminică vom avea câte unul. Nu stăm numai la păcate, pentru că trebuie să și, nu numai ne curățim, ci trebuie să ne și instalăm lucruri noi. Dar duminica viitoare o să începem cu mânia, e cel mai respectabil păcat, și titlul va fi Mânia bună și rea. Aproape la orice subiect pe care îl luăm în lumea asta și în lumea evanghelică și îl aducem pe la ambon, aproape la orice subiect trebuie să trecem printr-un proces de curățire, de prejudecăți, pentru că atunci când noi suntem mici învățăm lucrurile potrivit prunciei, dar când creștem noi trebuie să ne mai și schimbăm. Că niciun drum, nu cred că avem aici de 40 de ani și încă mai poartă hainele de la 20. E adevărat? Avem așa? Nu avem. Fiecare, măcar la 10 ani ne mai schimbăm hainele. Numai dacă ești prea bătrân, nu se le mai schimbi. Dar și nu contează. Asta e provocarea mea pentru toți. Și inclusiv pentru mine. Măcar odată la 10 ani trebuie să ne schimbăm hainele. Amin. Amin. Dacă ne schimbăm hainele, deci dacă nu ne, nici cu hainele nu mai rămâne 10 ani, dar cu alea dinăuntru. Ce facem cu copilul din noi? Și ăla trebuie crescut. Și atunci noi vom lua lucrurile astea. Uite, așa am crezut, așa trebuie să facem. Mânia e bună și rea, nu numai rea cum am fost învățat noi. Bine? Ok, începem seria de curățire pentru Paște. O să luăm câteva subiecte până la Paște și după ce vom relua, vom continua seria înainte de Crăciun. Mai departe? Mai avem? Nu mai avem, ăsta e ultimul. Păi înseamnă că suntem pe plecate. Dacă sunteți de prima dată și nu v-ați prezentat aici de prima dată, vă rog să vă ridicați în picioare, vă spuneți numele, suntem de acolo sau sunt de acolo, mă bucur că am venit aici. Avem pe cineva de prima dată. Ai și microfonul, numai ca să te auzi așa un pic. Alin. Alin? De la Hunedoara. Deci de la Hunedoara. Mulțumim, cum de-ai ajuns aici? Sunt verișorul Dani Ivan. Așa? Magda. Așa, bun. Deci ai pile aici la biserică. Mulțumim. Așa? Sunt Laura, sunt de Lălupeni și mă bucur că am ajuns aici datorită prietenii mei de suflet. Suntem așa, și mulțumim. Vreau să mai vin pentru că îmi place foarte mult. Mulțumim, foarte fain. Deci ați venit cu gașca de la Lupeni și de la... Bun. Altcineva aici? Da? Hai, mai ajunge microfonul și acolo. Sunt Alexandra din Hațeg și datorită fetelor a venit aici și voi mai veni cu drag. Mulțumim!
sunt niște perioade interesante în viață, când copiii merg după părinți și după aia când părinții merg după copii. E foarte tare. Așa? Sunt Melinda și am venit cu grupul de la Lupin. Mulțumim! Prima dată mi-a fost bine să vă cunosc pe toți și îmi place mult. Sper să mai revin. Da, vă așteptăm cu drag. Mulțumim! Se întărește șoseaua de la Aceg la Petrușan. Cine? Teo e vinovatul. El e divin. El e divin. El e divină. Autorul. Domnul să-l binecuvinteze și să-i dea mușchi buni. Și la inimă și la prietenii știu de ce zic treaba asta. Altcineva dacă mai este? Dacă nu, o Bianca? Este prima dată? Nu este. Bă. Mulțumim Domnului pentru o dimineață bună, frumoasă. Mireasma cunoașterii lui. Să o ducem peste tot în țara Hasegului. Cum îi zice la țara în care Petroșaniu și Lupeniu? Valea Giului! Țara Giului. Nu-mi place vale. Nu știu de ce, dar nu-mi place cuvântul ăsta vale. În țara Giului. Dumnezeu să o ducă și mireasma cunoașterii lui acolo împreună cu voi. În țara Giului. Valea Giului. Amin. Băieții, să fiți pregătiți. Pe mine, nu aveți voie să ieșiți așa ușor și să plecați. Iar peste 5 minute ne vedem cu cei care vreți să rămânem aici împreună cu voi, la timpul cu păstorul. Fiți binecuvântați, vă așteaptă casele voastre.
Eu habar n-aveam, mie nu mi-a spus nimeni. Emi, tu ai citit